mi atât de scump și îl iubesc. Din sine aș vrea să-l dăruiesc. Aș sta cu el o veșnicie și aș discuta ce vânt o adie. I-aș spune vechile povești sau i-aș comunica de vești ce mă frapează, mă încântă, mă stimulează și mă vântă spre a crea, a progresa, din darul sfânt a savura. I-aș povesti tot ce gândesc, i-aș da din ceea ce primesc. I-aș spune când și cum mă doare, l-aș însoți în lumea mare. I-aș spune omului că mâine voi încerca să-i țin de bine. El e părinte, el e frate, care mă alină când se poate. E sora care mă iubește sau un vecin ce mă primește. El e prieten sau copil sau omul sumbru și senil care din stradă mă privește sau un actor ce mă uimește, un om care la fel ca mine speranța vie și o menține, credința și-o clădește în piept și vrea să fie al ei adept. E omul, îl iubesc, știu bine că tot în suflet va rămâne, însă mai trist e adevărul pe care ne-l dictează cerul. Într-un final va trebui să accept în urmă de a privi și să înțeleg că doar cu mine am să rămân închisă în sine. Un singur om mă va urma mereu, fără a mă întreba. Și el trăiește în corpul meu, acolo, la pus Dumnezeu.